Ciobănaș cu 300 de oi, când vii și treci cu turma pe la noi. Super! E foarte frumos. Păi? O capodoperă. Câtă frumusețe! Doamne, câtă gingășie în mutrișoara acestui ciobănaș! O să ne lumineze casa. O să facă infarct Madame Panaitescu. Ea n-are un tonița. E Grigorescu Lizicu. Cât ne-a costat? O nimica toată. Câteva sute de mii. Un chilipir gigantic. L-a luat de la o babă care strânge bani pentru un loc de veci la cimitir. Monstruos. Monstruos! Paul! Noi doi facem parte din high life-ul cartierului. Nu e de rangul nostru să profităm de mizeria unei babe. În situația noastră, noi trebuie să fim foarte delicați. Condiția noastră nu ne mai permite, Paul, să avem un suflet de gheață. Tu știi ce a făcut fantoșita aia de Corina în contrast cu noi? A luat o bătrânică de la azil, și o ține ca în puf la ea acasă. Mereu vrea să ne ia înainte. Mereu, mereu, mereu. O să umple tot târgul, că noi doi suntem insensibili, o să ni se ducă buhul, că umblăm prin cimitire după opere de artă. Aoleu! Păi dacă zici tu așa, eu duc tablă înapoi, dragă. Altă prostie! O să fim acuzați de prost gust. O să se spună că mitocance suntem, nu ne-a plăcut tabloul lui Grigorescu și că l-am dus înapoi. Lasă, Paul, lasă. Lasă, să-ți fie învățătură de minte. Dacă nu vreau ca alții să fie mai sensibili decât noi, că m-am bolovit de furie. Eu am auzit că un Renoir s-a vândut cu 500 de mii de franci, francezi. E fabulos. Puțin, foarte puțin. Nici a suta parte din suferința artistului n-a fost plătită. Paul, nu mai judeca opera de artă după bani. Dacă se duce buhul că soțul meu este mercantil, n-o să mai pot să scot capul în lume. Tu nu vezi, Ianculești, ce fandosiți, ce dezinteresați sunt în ultima vreme. Ce aer își dau, dar noi putem să fim și mai dezinteresați, dragul meu. Uite, mi-a venit o idee. Pian. Nu, nu ne trebuie, nu ne trebuie. Nici eu, nici tu nu știm să cântăm la el. Aici mai mult încurcă. Și-ar fi... să-l facem cadou lui Lizica. Lizica, domnișorica aia subțirică și frumoșică, care e studentă la conservator. Bă, așa pe gratis? Așa, așa, ar fi grozav, ar fi bomba bombelor. Ianculești, după cât îi cunosc eu, a nebunit de furie. Dar nu-mi intră în cap, chiar pe gratis? Da, da, da! Nu, nu, nu! Nu sunt de acord! Nu? Nu! Da. Da, ai dreptate. Pianul dă o noblețe locuinței. Noblețe, noblețe, dar ăsta valorează acum cel puțin 20 de milioane. Chiar astăzi m-a întrebat o doamnă ce hobby are soțul dumneavoastră. N-am știut ce să-i răspund. Dacă nu-ți găsești un hobby... colecționar de chibrituri, de lame de ras, schinautic, pescuit, marin, vânătoare de elefanți, Paul, divorțez. Eu nu vreau ca alții să fie mai sensibili decât noi. De ce soțul getuței să aibă un hobby și al meu să nu aibă? E mai de-al dracu de hobby. De hobby mi-ar de mie. Tot ce am agonisit ca idee morală într-o viață de om... și-am pus deoparte puțin câte puțin, o idee, un crez, o condiție. Soțul getuței, urangutanul ăla,
Bă-ți zocolește fără pic de rușine. Știi ce mi-a făcut într-o dimineață? Așa, pe la ceasurile 11. Albie de porci m-a făcut. Bobândău, nepriceput, incompetent, tântălău. De cum i-a venit la gură? Și tu ce ai spus? Eu? Eu? Nimic. Am de gând să-mi dau demisia. Demisia? Paul, dragă, dacă demisionezi, te distrugi tu, ne distrugem cu toții. Se duce de râpă casa, liniștea, câinele, seriile de muzică. Păi, și ce vrei să fac, dragostea mea? Rabdă, dragostea mea. Înghite, dragostea mea. Nu e de rangul tău să pui la inimă injurile unui imbecil. Analfabet. Mitocan. Păi dacă mi-ai spus tu cu gura asta a ta, că acum este modern să umbli cu fruntea sus? Că este în vox a idei personale? De ce să fie alții mai demni decât noi? Uite, am să-mi fac un hobby din demnitate. Am să scriu un memoriu, am să scriu un articol la ziar. Hai, o să bat cu pumnul în masă. Demnitatea nu este un hobby, Paul. Pescuiește și tu ca omul, vânează rațe sălbatice și termină odată cu criza asta de personalitate. Păi, dar acu te-ai trezit, dragă, la spartul târgului? Adică eu de ce să n-am personalitatea mea? Jean și-a dat dimisia. Eu adică de ce nu pot să-mi dau și eu dimisia? Ascultă-mă pe mine, să fii laș nu mai e modern. Și pe urmă, draga mea, dragostea mea, înțelege-mă și pe mine. Nu mai pot să rabd! Nu mai pot să rabd! Când e vorba de demnitate, trebuie să ne întindem cât ne ține plapuma. Tu nu uita, Paul, că noi nu am achitat încă toate ratele la casă. Rabdă, înghite! Sigur, n-ai decât să o faci cu detașare, cu bățoșerie, cu ironie. Dar ce dragă tu ești, țepeș vodă să-i pedepsești pe imbecil și pe hoți? Oh, Lizico, Lizico, tu nu ești la curent, dragă. S-ar putea întâmpla ca forurilor superioare să le placă actul meu de curaj și să mă răsplătească într-un fel sau altul, că au mai fost cazuri. Au mai fost cazuri, știu, dar ce-i în mână, nu-i minciună. De ce să riști? De ce să riscăm? Când tași dracu din gură, pământul nu-ți fuge de sub picioare. Paul, tu mă mai iubești pe mine? Da, cam prima zi. Adică puțin. M-ai întrebat? Te-am răspuns, cam prima zi. Paul, dacă mai ții puțin la mine, te rog eu, fă-mi hatârul ăsta. O să fiu mai bună cu tine, mai tandră. Paul, nu te apuca de proteste și de memorii. Nu este genul tău. Dragul meu, n-ai cum să fii în același timp și martir, și demn de respect, și înalt funcționar de stat bine plătit. Ar fi bine, dar nu-i de nasul tău? Nu te țin cu relele? Tu ești tare la belotă. Joacă pe lotă, păstrează-ți acolo titlul de campion. Să joc în continuare belotă. Asta e o idee.